urmează la Smart Life. Sunt convinsă că suntem foarte multe dintre noi care purtăm același machiaj cel puțin de 4-5 ori pe săptămână, dacă ne machiem zilnic. Același machiaj fiind un machiaj de bază și fiind completat din câteva produse, cum ar fi un fond de ten, o pudră, un blaș, un rimel și cam aia este. Dragii mei, am revenit și suntem în partea a doua a emisiunii. Pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, trebuie să știm cum arătăm de Crăciun, de Revelion sau poate la o simplă petrecere alături de prietenii noștri. Alături de mine este nu doar un make-up artist, ci și un stilist, pentru că vorbim despre Edi Tonchica. Bună seara, Edi, bine ai venit la noi! Bună seara, Flori, mulțumesc pentru invitație. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc la fel. Despre stil vorbim, pentru că știi cum e, văd invitatul încă de pe hol, cât de mult este în domeniul modei sau nu. Și trebuie să înțeleg eu așa, de ce ai abandonat Brașovul pentru a veni în București să te ocupi nu doar de machiaj, ci și de styling? Mi-a fost foarte greu să iau decizia asta, dar nu este pentru prima dată când locuiesc în București. Acum vreo 3 ani de zile m-am întors înapoi în Brașov după ce am stat 2 ani jumătate în București, însă, din păcate, Bucureștiul este una dintre puținele piețe care îți oferă oportunitatea să te manifesti și să-ți exprimi creativitatea. Deci pentru asta ai venit, pentru succes. Da, pentru că alergând după succes. Pentru că să fie mai bine valorizat. Exact. Se întâmplă asta. Da. Tu pictezi de mică și ulterior ți-ai dat seama că ar trebui să pictezi pe fețele oamenilor. Ale femeilor, în principiu. Mai mult. Da. Da, de fapt de acolo a plecat toată pasiunea mea pentru machiaj. Sau nu știu dacă aș putea să-l numesc un hobby, de fapt, care ulterior s-a și demonstrat a fi o modalitate de a produce bani până la urmă. Dar da, pictez, colorez, desenez de mică. Mama îmi spunea că încă mai are foarte multe picturi acasă. Sincer, nu le-am mai văzut de mult, dar o cred pe cuvânt că există. Însă pot să zic că am reluat cumva pasiunea asta de când m-am mutat în București și lucrez foarte mult în domeniul creativ. Îmi este mult mai ușor să manifest pe toate planurile creativitatea, implicit și prin pictură. În această seară vom avea un exercițiu de creație și vom vedea exact cât de tare te pricepi tu și la styling și la machiaj, dar mă întorc la stilul tău vestimentar și este unul elaborat și elegant. Cum este el, de fapt? Bine că ai deschis subiectul despre asta. Nu pot să zic că mă identific neapărat într-un stil anume, dar asta este o ținută pe care o poți purta lejer, inclusiv într-o zi de office, aș zice, sau îndrăznesc să spun, dacă ești un pic mai îndrăzneață. Da, este un stil mai office, combinat cu o parte chic, un sexy foarte, foarte potolit. Potolit. Să zic așa, da. Costumul e la mare căutare, văd, și în România și în București, pentru că este o piesă versatilă, adică putem să-l integrăm în foarte multe ținute. Da, în foarte multe ținute, în foarte multe evenimente. Te poate scoate din foarte multe situații în care habar nu ai ce să faci și ești pe fugă. Totodată, faptul că sunt două piese, poți să porți una dintre piese dacă nu ai chef de ambele. Poți să porți doar pantalonii, poți să porți doar sacoule, poți combina foarte ușor. Costumul poate fi compus chiar și din 3 piese, adică ar putea să aibă și o fustă pe lângă toate cele. Pe lângă pantaloni? Pe lângă pantaloni, da. De și ce cum anume am purtat și pantaloni separat. Și fustă? Separat. Dar dacă ești foarte îndrăzneață și creativă, de ce nu? Să porți fustă peste pantaloni. Așa, ca un șorț lateral, de ce nu? Să poate transformăm un fustan top. Exact. Și se poate și așa ceva. De o grijă, costumul te definește? Ai multe în garderobă? Nu. Și din nou revin la faptul că nu mă regăsesc neapărat într-un stil anume. Cred că starea mea vestimentară și mood-ul meu variază de la o zi la alta. Se întâmplă deseori să nu am chef de absolut niciun toc, de absolut nicio chestie mult prea stilizată și să merg pur și simplu pe stilul smart casual sau foarte sporty și cam aia este. Se întâmplă de foarte multe ori să nu am chef nici măcar să mă machiez, ceea ce sunt convinsă că ni se întâmplă multora. Și... Păi cum ești? Ca cizmarul care n-are pantofi? Cred că da.
Nu-ți place să te machiezi în fiecare zi? Nu. De ce? Te-ai plictisit sau ești atât de mult obișnuită cu ceea ce faci, cu clientele, cu fetele, cu proiectele la care lucrezi, încât nu mai vrei să faci demonstrații și pe fața ta? Da, aparte de faptul că aș vrea cumva să-mi protejez tenul de impactul pe care îl are machiajul asupra tenului, cred că deja o fac de atâția ani încât... Nu te mai surprinde nimic. Nu mă mai surprinde nimic și simt și nevoia de o schimbare. Iar singura schimbare care ar putea interveni în acest caz este lipsa machiajului. Uh-huh. Sau cu cât mai puțin, cu atâta mai bine. Cred că ești primul make-up artist care îmi spune că machiajul are un impact negativ asupra tenului. Sau că îl încarcă. Depinde cum procedezi. Adică poate să aibă și un impact negativ. Depinde ce produse folosești. Sunt foarte multe produse eco-friendly, bio și așa mai departe. Le știm cu toții, e trendul ăsta de bio, să de la fie la cât Z. mai organic și cât mai eco-friendly, de fapt. Da, bio de la A la Z. Dar chiar și așa, oricât de, dacă vrei tu, naturale și sănătoase ar fi produsele, la un moment dat e bine ca tenul să respire. Este bine să respire, iar dacă ar fi să privim în urmă, o să ne dăm seama că străbunicile noastre nu au folosit produse cosmetice sau cel puțin nu cele pe care le folosim noi și era totul în regulă. Pe lângă asta, cred că tenurile lor au arătat mult mai mulți ani, mult mai bine decât ale noastre. Bine, e vorba și de poluare aici și de alimentație, stres. Hidratare, stres... Și așa mai departe. Foarte interesant. Dacă am descris stilul tău vestimentar și stilul tău de make-up, vezi, deja am îmbinat meseriile tale și trebuie să înțelegem cum apare ideea să te ocupi și de styling. Sunt un artist încă de mică. Tot părinții îmi povesteau că se întâmpla de foarte multe ori să nu vreau să ies din casă dacă nu simt eu că sunt asortată. Și cred că de atunci a pornit, până la urmă, de când eram mică. Chiar mi-aduc aminte că prima creație pe care am făcut-o cu ajutorul mamei a fost, cred că, undeva în clasa a patra. Și n-a fost rochie la păpușă. Nu a fost rochie la păpușă, a fost un costum din două piese pentru mine, cu care am și defilat în cadrul unei sărbări la școală. După care a venit cumva natural și a venit cumva și la indicația celor din jurul meu că ar trebui să fac ceva cu partea asta de styling, pentru că era cât se poate de evident pentru toată lumea că este un talent pe care aș putea să-l pun în practică și nu doar pentru mine, ci și pentru persoanele din jurul meu. De când am venit în București, s-au întâmplat lucrurile din nou cumva natural, pentru că lucrând în domeniul make-up-ului și fiind chemată la tot felul de shooting-uri pentru editoriale, pentru tot felul de ședințe foto de portofoliu, la un moment dat era necesar, chiar dacă nu exista o parte de styling în o armonizare între toate elementele. Da. Era necesar asta și oamenii au început să vadă chestia asta. Eu oricum îmi doream să o fac, dar, cum să zic, a fost cumva forțată de conjunctură. Și 50-50. Mi-am dorit foarte mult acest lucru și a ajuns să se și întâmple. Așa s-a întâmplat. Da. Și acum toate proiectele la care particip și implică munca ta de make-up artist, te implici și pe latura de styling. În mare parte, da. Ceea ce e excelent, pentru că în felul acesta nu mai există, așa, dacă vrei, un conflict între părerea stilistului și a make-up artistului. Sigur că mai intervine și fotografia, dacă vrei tu, și zona de hairstyle. Da, intervine. Ce-i drept, nu se întâmplă ca la toate ședințele foto să fiu atât stilist cât și make-up artist. Am avut plăcerea să colaborez cu foarte mulți stiliști. Și ești de acord atunci când e un alt stilist? Sincer, sunt o norocoasă din punctul ăsta de vedere, pentru că de cele mai multe ori, până la urmă, echipa se formează în momentul în care cumva oamenii sunt pe același film, pe același mood. Și având în vedere că se dau și mood board-urile înainte de ședința foto, deja știm cam ce avem de făcut fiecare și nu prea se întâmplă să fie păreri contra în momentul ședinței foto.
Care este, dacă vrei tu, cel mai interesant styling pe care l-ai realizat și pentru ce proiect? Așa l-am și numit proiectul meu de suflet. Este o ședință foto din Cluj. Am colaborat cu niște oameni foarte, foarte talentați, tineri. Nu aș zice neapărat nedescoperiți, dar nu atât de cunoscuți pe cât aș considera eu că trebuie să fie. Sunt absolvenții ai facultății OAD din Cluj. I-am cunoscut prin intermediul lui Lucian Broscățean, designera Ilonca Bianca este foarte talentată, iar ea cumva conturează foarte frumos ceea ce percep eu a fi idealul într-o ținută foarte colorată. Iar Cristian Ciote, care a fost fotograf, a înțeles din punct de vedere vizual ce aș vrea să se întâmple la ședința fotorespectivă. Ulterior, aceasta a ajuns și în Cosmopolitan și le mulțumesc foarte mult pentru asta. Deci acolo a fost styling-ul de care am fost cea mai mândră. Și a fost și o ședință foto extrem de grea. Foarte interesant. Porți design românesc? Da. În mare parte, cel puțin de când sunt în București, garderoba mea s-a umplut de itemuri din, din piața asta de designer românești. Ce porți în această seară? În această seară port Mihaela Gherlan. Acesta este costumul de la ea. Restul sunt niște itemuri comerciale. Le combin cumva, da? Da. Plus acest inel care este de la AEP. Tot un brand românesc, pe care îl port cu mare drag și am destul de multe accesorii de la ea. Când mergi într-un showroom, de exemplu la Mihaela, da. Ales singură ținutele sau vine și spune eu așa aș vrea și spun nu, ba eu așa aș vrea pentru că eu sunt stilistul și le și port. Cred că Mihaela a simțit cumva că... Ai libertate. Că am libertate, drept urmare... S-a întâmplat de câteva ori că atunci când am avut nevoie de haine de la ea, de itemuri, de nu contează, ea nu era acolo, Edit, poți să intri, iei ce trebuie și ne vedem atunci când mi le aduci. Edit, despre ce styling și despre ce look vom vorbi în această seară, în câteva clipe mai exact, cu modelul pe care ni l-ai adus? Abia aștept. Vom vorbi despre un styling, o ținută de... un eveniment din București care se desfășoară în perioada sărbătorilor. Petrecere de firmă, dacă vrei, pe clasic. Petrecere de firmă, dar un pic mai, să zic așa, ușor îndrăzneață și ușor ieșită din tiparul ținutelor foarte... Corporei. Da, exact. După care machiajul va completa această ținută. Machiajul va fi destul de simplist pentru că sunt un make-up artist care abordează un machiaj cât se poate de natural de cele mai multe ori. Da, nu-mi place fața încărcată, nu-mi place un contouring foarte încărcat sau foarte puternic. Adică consider că o femeie este frumoasă în momentul în care se apropie mai mult de naturalețe sau este cât se poate de naturală, cu mici corecturi aici, acolo, unde trebuie, evident. Deci e mai frumos așa. Da. Deci un machiaj natural cu un twist. Foarte frumos. De regulă ar trebui să ținem cont sau într-o ținută, chiar și la un look de revistă. Se pornește de la make-up sau de la ținută? Cine pe cine completează? Foarte interesantă întrebarea. Să-ți răspund din punctul meu de vedere. Sigur, sau din punctul de vedere al... Cred că nu se aplică doar la mine. Sunt convinsă că suntem foarte multe dintre noi care purtăm același machiaj cel puțin de 4-5 ori pe săptămână dacă ne machiem zilnic. Același machiaj fiind... un machiaj de bază și fiind completat din câteva produse, cum ar fi un fond de ten, o pudră, un blush, un rimel și cam aia este. Nimic ieși din comun. Acest machiaj nu o să arate schimbat. Dacă te spui roche de seară. Exact. Dar ce vreau să zic este că se întâmplă de foarte multe ori să-mi fac machiajul și după aia să mă îmbrac. Asta nu o să schimbe absolut nimic la ținută. Pentru având că în vedere că e un machiaj neutru, dacă vrei. Exact, exact. Dar... Dacă vorbim despre extravaganță și despre extravaganță în machiaj. Dacă vorbim despre extravaganță și dacă e să mă
bazez pe experiența mea cu clientele, care este o experiență foarte vastă. În 14 ani de zile, de fiecare dată când a fost vorba despre un eveniment, indiferent că a fost o nuntă, un botez, o petrecere, un corporate, nu contează. Nu contează, sigur. Am primit poză cu ținuta. De fiecare dată. Uite, mă îmbrac cu asta, hai să facem cumva să fie... Și eu ce să-ți fac? Se întâmplă de multe ori și asta, dar să nu intrăm în detalii de genul că nu e cazul. Cred că cu toții întâlnim persoane care, cu care nu ne putem conecta la, la nivelul oricum, cred că în România, în general, rochia, dacă vrei tu, la mentalitatea clasică, este cea care dictează, deci mi-am luat rochia, îmi caut rochie, îmi caut ținută, cu ce mă îmbrac, da? Da. E și întrebarea pe care o avem în fiecare dimineață, noi toate. Apoi este machiajul. Acum depinde cât de evoluat, cred că ține foarte mult de evoluția omului și de cât de mult e conectat la lumea de fashion beauty, pentru a-și da seama că poate un machiaj te poate face vedetă într-o seară sau banală. Sau o pereche de încălțăminte te poate scoate dintr-o ținută banală, dar cred că mai avem destul de mult de mâncat ca să ajungem acolo. Înțeleg. Edith, suntem la Smart Life și vreau să treci și tu testul acestei emisiuni, de aceea te întreb, ce înseamnă pentru tine conceptul de viață smart? Viață smart? Aș putea să dau un răspuns din foarte multe puncte de vedere. Viață smart înseamnă să mănânci sănătos. Viață smart înseamnă să te hidratezi. Viață smart înseamnă să citești. Viața smart înseamnă să te informezi, să ai grijă de corpul tău și de mintea ta și consider și, și să te iubești pe tine. Asta e. Și de suflet, totodată. Da. Și consider că de acolo mai departe lucrurile iau cumva o întorsătură naturală sau merg foarte, foarte frumos. Tu faci toate acestea? Aș vrea să spun că în proporție de 70% le fac. Mănânc sănătos. Mănânc sănătos în mod categoric și asta o fac deja de niște ani. De fapt, n-am mâncat niciodată nesănătos, pentru că și în familie, de când eram mici, mama ne educa cumva către hrana, nu știu, fără prăjeli, fără prea multă pâine, apă, nu sucuri. Încă mai am de lucrat la partea asta a sufletului și cred că foarte mulți dintre noi avem de lucrat la partea asta a sufletului și cred că lucrăm la ea toată viața. Dezvoltarea spirituală. Da. E noul cool. Da. Cred că am devenit un pic mai conștienți. De-aia e cumva noul trend, să zic așa. Să ai grijă de tine. Da. Și pe dinăuntru și la exterior. Nu ți se pare că ar fi trebuit să facem asta de... De prea mult timp. De prea mult timp. Da. Eu cred că e totuși un curent și abia când se vorbește la nivel general despre el, abia atunci îl preluăm și de abia atunci conștientizăm că nu făceam ceea ce ar trebui să facem. Chestia asta cred că se întâmplă foarte mult din cauza faptului că suntem atât de angrenați în... în sistemul ăsta în care trăim și în societatea în care practic ne desfășurăm, încât uităm de noi. Edith Oncica, imediat după generic, mergem la locul de demonstrație, pentru că acolo vom vedea cum arată machiajul și cum arată ținuta modelului pentru a merge la petrecerea de firmă, cum am spus noi. Dragii mei, v-am promis încă de la început că în această ediție vă inspirăm cu o ținută și cu un styling pentru a merge la o petrecere de Crăciun, la o petrecere de firmă sau, de ce nu, la o petrecere între prieteni pentru a celebra succesul, pentru că e sfârșitul anului. În continuare vorbim cu Edith Oncica. Draga mea, ce facem aici? Văd că deja modelul nostru, Alexandra, este îmbrăcată, dar la final va prezenta ținuta. Până atunci mă interesează foarte mult să văd exact ce tip de machiaj aplici. Păi, după cum îți spuneam când stăteam pe fotolii, sunt adepta unui machiaj natural, dar având în vedere de faptul că mergem la o petrecere, că vine perioada sărbătorilor, că trebuie să fim Da. Mult glitter? Pe acolo. Da? Trebuie să fim un pic mai sclipitori, așa că o da, să doar pe pleoape, da? Nu pe toată fața. Pe pleoape. Pe toată fața cred că am avut ocazia cu toții să ne folosim de perioada Halloween-ului ca să ne manifestăm glitterii. Și machiajul este cu baza machiajului va fi foarte curată, fața foarte, foarte curată, imperfecțiunile corectate,
iar accentul va fi pus pe zona de ochi. Ploape, mai exact. Dar totuși culori naturale, culori pământii, nu? Culori naturale, pământii, da. Putem să obținem acest look și singurele acasă, fără ajutorul tău? În mod categoric, da. Eu am început cu o bază cremoasă pe care am distribuit-o cu ajutorul degetului. Închide. Am folosit degetul pentru că, în general, bazele cremoase se distribuie mult mai ușor pe ploape în momentul în care au contact cu pielea. De ce? Pentru că se încălzesc și atunci, evident, că devin ușor mai lichide și, drept urmare, mai bine controlabile. Poți să controlezi zona unde vor fi ele aplicate. Sunt curioasă pentru această ținută, cum vor arăta buzele, ce nuanță? Buzele vor fi naturale pentru că... Da. O să facem o... Apropo de asta, ce se mai poartă la nivelul buzelor? Dacă vorbim despre culoarea nude, vorbim despre o culoare mată sau o culoare lucioasă, cât mai glossy? Nu am fost niciodată adepta trendurilor. Drept urmare, consider că fiecare poartă exact ce îi se potrivește. Și de unde știe o fată care nu știe să se macheze ce îi se potrivește? Păi este foarte ușor de identificat lucrul acesta. În funcție de nuanța tenului, în funcție de, nu știu, dimensiunea buzelor, în funcție de textura tenului. Forma feței? Forma feței, exact, fizionomie. De acolo poți să ai foarte mulți indici prin care poți să tragi o concluzie. Ca să mă fac și mai bine înțeleasă, un nude pe care îl un brand de produse cosmetice de make-up l-a lansat ca fiind un nude foarte potrivit pentru toată lumea. Sincer, eu când l-am testat, arătam foarte ciudat. Deci nu toate nude-urile sau nu un singur nude se potrivește pentru fiecare ten sau pentru fiecare persoană. De exemplu, la Alexandra ce nude vei folosi? La Alexandra o să păstrez foarte mult, de fapt, din culoarea buzelor ei. O să mă folosesc de o nuanță ușor trandafirie pe care o voi tapota pe buze. Nu o să o distribui precum o fac în mod obișnuit cu un ruj clasic, indiferent că este solid sau lichid. Asta îmi va da mai mult volum buzelor, după care voi veni peste el cu un gloss care să dea și mai mult volum. Foarte de vedere că este. Alexandra, la ce petrecere intenționezi să mergi? Plănuiesc să mă duc la petrecerea de la birou, după care să ies și în oraș. Am pentru înțeles. Că îmi place ținuta și aș vrea să mă laud un pic cu ea. Te rog. Acest machiaj este foarte ușor de realizat, având în vedere că nu o să-i fac niște linii de tuș și având în vedere că m-a ajutat foarte mult produsul acela lichid pe care l-am aplicat pe ploape. În rest, sunt niște pași foarte simpli, basic, nici măcar nu trebuie să fim foarte preciși cu aplicarea fardului peste baza aceea cât cremoasă. Mai estompat. Cât mai estompat, cât mai difuzat pe ploapă, în funcție de cât de adâncă vrei să fie privirea. Intensifici sau nu produsul mai închis la culoare. Oricum, înțeleg așadar că ținuta dictează în această seară. În această seară, da. Este ieșită din comun, da? Cum ai defini ținuta? Styling-ul, mai exact. Aș încerca să o integrez cumva un pic, având în vedere că avem acești bocanci, un pic de grunge, un pic de clasic și un pic de contemporan în ea. Iar având în vedere că Alexandra trebuie să ajungă la mai multe evenimente, a trebuit să iau elemente din... Putem să mergem la o petrecere de seară și fără tocuri? Putem să mergem la o petrecere de seară și fără tocuri. Depinde... Chiar dacă e o petrecere corporate, așa cum a spus Alexandra. Poate să fie o petrecere cu un dress code. În care, nu știu, dress code-ul să fie ceva rock, de exemplu. Atunci, automat, ai putea... Poți să vii și cu tocuri, evident, dar poți să renunți la tocuri foarte liniștită. Privirea sus. Cât timp durează acest machiaj? În principiu, în momentul în care fac acest machiaj unei cliente, mai mult de 30 de minute nu durează. E posibil, dacă stăm și povestim prea mult, să dureze un pic mai mult și se întâmplă deseori să vină cliente pe care evident că le cunosc deja de o perioadă și să povestiți. Mai stăm să, exact, să povestim, să mai catch up, cum s-ar zice.
Însă acest machiaj durează foarte puțin. Este un machiaj, după cum am spus, foarte simplu. Uh-huh. Văd că și blush-ul, dacă este aplicat peste bază, este este un contouring foarte, foarte simplu. Deocamdată o să mă intensific puțin. Uh-huh. Nu am făcut-o până la capăt, pentru că am vrut să văd ce se întâmplă și pe zona ochilor. Mie personal îmi place efectul machiajului fără rimel, să știi. Da. Și putem să facem asta? Adică putem să... Sigur că da. Aplicăm bază. Ai vrea să vezi cum arată fără da, rimel? Da, îmi place foarte mult. Este mai interesantă privirea așa. Ți se pare? Nu e prea comercială. Ah, ok. Să o lăsăm așa pe Alexandra la petrecere? Ești de acord, Alexandra? Aș încerca. Why not? Din punctul meu de vedere, cel puțin în ultimii ani, trendul este să fim cât mai naturale și ceea ce văd și pe podiumuri și în reviste și în portofolii și în foarte multe postări de pe Instagram, sunt fețele foarte curate, dacă nu foarte naturale, sau un trend foarte puternic acum este acel ten ca de sticlă, ca de porțelan, care este foarte lucios și, într-adevăr, sunt multe machiaje. Cum obținem acel efect lucios? Păi, în primul rând, trebuie să fie un ten foarte curat. Știu că sunt multe persoane care zic că poți să acoperi, să corectezi. Într-adevăr, poți să acoperi și să corectezi. Dar în realitate se va vedea. Dar în realitate se va vedea. Sigur. Și aș vrea să nu ne mai lăsăm păcăliți de toate pozele pe care le vedem online. Nu prea au legătură cu realitatea. Nu prea au legătură cu realitatea. Multe dintre ele sunt editate suficient de mult cât să prindă la publicul din online. Uh-huh. Pentru că, până la urmă, ăsta este scopul lor final. Uh-huh. Acum îi aplică un iluminator care se aplică pe zona de pomeți și pe toate punctele unde vrem să iluminăm. Putem să evităm zona de arcadă, de exemplu, dacă dorim, dacă nu putem să o aplicăm. Vârful nasului? Vârful nasului, tocmai am aplicat, da. Putem să aplicăm și pe arcul lui Cupidon, ceea ce face... cel puțin buza superioară să pară un pic mai deci, voluminoasă. Practic, aplicăm iluminator exact în părțile mai proeminente. Pomeți, exact, nas și exact, așa mai departe. Exact. Uh-huh. O să-i fixez sprâncenele cu un fixator de sprâncene. Este un gel. Acesta se va întări în scurt timp. Uh-huh. Îmi spuneai despre acel machiaj cu efect de porțelan. Totuși, ce facem? Aplicăm mai mult fond de ten și mai puțină pudră, astfel încât să păstrăm ideea de luminos? Nu există un produs special care ne dă acele... Din contră, se aplică în general, sau cel puțin așa ar trebui să fie, cât mai puțin produs. Iar ceea ce va face tenul să pară ca de porțelan sunt produsele specifice de iluminat și produsele specifice care dau o tentă glossy tenului. Uh-huh. Ne apropiem de final? Ne apropiem de final. Ochii sunt aproape gata, dacă tot am decis să nu mai eu punem văd, rimer. Eu văd, cred că intenționat ai pus-o cu fața către tine, pe Alexandra, așezat-o pentru a fi o surpriză și pentru mine. Exact. Sunt tare curioasă cum arată. Ținuta, într-adevăr, este una foarte frumoasă, deosebită, de ce nu, actuală. Deci nici n-ai spune că Alexandra la bază e o corporatistă, având în vedere că se duce așa la party, știi? Bun. E un contrast între meseria ei. Când am început machiajul, și... am aplicat un balsam. Uh-huh. Vreau să mă asigur că buzele nu sunt extrem de hidratate, pentru că am nevoie ca ele să facă o prindere bine cu rujul ce urmează. Folosesc o pensulă care este ușor mai pufoasă decât o pensulă pe care am folosit-o în mod obișnuit pentru ruj. Da. Îi aplic rujul, nu trebuie să fie extrem de precis aplicat. După care mă folosesc de degete din nou, pentru a distribui culoarea cât se poate de bine pe suprafața buzelor. Există posibilitatea să ieșim puțin din conturul buzelor și din greșeală și voit. Dacă ieșim din greșeală, trebuie Dacă ieșim din greșeală, se poate corecta extrem de ușor. Întotdeauna... Facem asimetria corectă și la cealaltă sau, parte. Da, exact. N-avem ce să facem. Exact. Da. Deci le cred pe cuvânt când spun că au ieșit... greșit, dar la un moment dat pare un efect intenționat. Exact. Ți se întâmplă și ție? Da, mi se întâmplă și mie și ai să râzi, dar cred că nu sunt singura mica partistă, că am discutat cu destul de mulți pe parcursul timpului. Eu am o problemă în a-mi face linia de tuș. Da? Da.
Nu am o problemă să o fac la cliente. N-ai răbdare? Nu că nu am răbdare, îmi este foarte greu. Nu mi iese, pur și simplu. Nu știu de ce. Acesta este finalul buzei cu amprenta asta de, de culoare. Aici. Este o buză naturală, e foarte ușor de purtat. După care, după cum ți-am spus, vreau să vin cu un gloss. Acesta îl voi aplica strict pe centrul buzei și ușor ieșită din... arcului Cupidon. Și cam asta este tot. Dacă cam tot... asta este tot, nu? Da. Deci Alexandra rămâne fără rimel. Alexandra rămâne fără rimel, dacă am asta ți-a fost dorința. Da. Foarte frumos, cam acesta ar fi locul, înțeleg. Așadar, da. Cred că e momentul să o vedem pe Alexandra și să o ascultăm și pe Alexandra. Alexandra, cum crezi că arăți? Că nu ți-a arătat nimeni o oglindă. Sunt tare curioasă. Ești tare curioasă, o să te uiți pe filmare și am pe poze. Am tras un pic cu ochiul, recunosc. Am văzut că am un pic de verde și în rest nuanțe naturale. Mm-hmm. Într-adevăr, nuanța pământie. Se potrivește cu machiajul tău de zi cu zi? Da, da, mm-hmm. da. Mm-hmm. Te voi ruga să te ridici în picioare. Sigur. Mm-hmm. Mulțumesc. Și să faci o piruetă cumva pe loc, dacă se poate. Să te vedem cât ești de frumoasă. Ai ales împreună ținuta cu Edith? Da, am vorbit înainte. Uh-huh. Te vă ruga să iei loc. Mulțumesc. Uh-huh. Trebuie să-mi spui de unde este ținuta. Ținuta aceasta este creată de Diana Caramaci. Designer român. Designer român. Îmi place să colaborez cât se poate de mult cu designer români. Și o să insist prin a spune că avem atât de mult talent în România, încă nedescoperit. Și avem atât de mulți oameni cu care poți să colaborezi într-un mod frumos, încât ar fi păcat să nu ne folosim de talentele lor. Ce mă bucur și recunosc așa că ce pe mâna ta observ la toți artiștii. Deci asta întotdeauna se întâmplă. E fond de ten, e culoarea de la un și așa mai departe. Și le port cu mândrie, să știi. De multe ori, pentru că unele sunt foarte rezistente, ajung să... Nu le ștergi? Nu să nu le șterg, încerc să le șterg, că nu e chiar drăguț să umbli cu așa ceva pe stradă, însă se întâmplă să nu pot să le îndepărtez și atunci ajung acasă seara și încă mă chinui. Sau să nu se îndepărtează cu săpun, dar se murdăresc hainele de cele mai multe sau, ori. Da. Da. Oricât de mult ai vrea sau nu ai vrea, de ce asta nu? Asta este povestea. Da, fetelor, vă mulțumesc tare mult că și ne mulțumim cu drag. Dragii mei, am văzut cum ne îmbrăcăm, cum ne aranjăm și care sunt procedurile la care ar trebui să apelăm în această perioadă, dar eu cred că foarte importantă este și hidratarea. Fie că avem un regim alimentar sănătos în această perioadă, fie că ieșim un pic din baremul sănătos, toate informațiile vin de la Maria Popescu, distribuitor și reprezentant al unei companii de apă. Urmează la Smart Life. Alcalina este o apă care are un pH mai ridicat de 7 și de obicei de peste 8,5. Uh-huh. pH-ul este un indicator cu ajutorul căruia măsurăm aciditatea, respectiv alcalinitatea din soluții și are o scară de 1 la 14, 7 fiind punctul neutru. Ce este sub 7 este o soluție acidă, ce este peste 7 este o soluție alcalină. Dragii mei, v-am promis încă de la începutul emisiunii că vorbim și despre îngrijire și despre frumusețe și despre intervenții estetice și despre modă, dar bineînțeles că și stilul de viață e foarte sănătos și ne apropiem de Crăciun, ne apropiem de o perioadă de vacanță în care sigur ne răsfățăm și cu mâncare mai puțin sănătoasă și mă gândesc eu că dacă ne hidratăm corespunzător, n-ar putea salva de niște kilograme în plus, poate de celulită, dar vedem ce spune invitata mea din această seară, Maria Nistorescu, reprezentant al unei companii distribuitoare de apă și nu orice fel de apă. Bună seara, Maria! Bună seara, Florentina! Mă bucur să te întâlnesc! Apa este vie! Apa este vie, apa are memorie... Noi suntem apă, chiar am citit de curând, ne naștem, în momentul în care ne naștem avem un procent de 75% apă și am rămas uimită. În primul an de viață ajungem la 65%. Apoi la maturitate un bărbat are 60% apă, iar o femeie 55% apă și pe măsură ce înaintăm în vârstă, procentul scade. Cumva odată cu apa ne ducem și noi. Deci suntem apă. Deci dacă ne hidratăm, putem să ne prelungim viața, tinerețea, și eu am această, vitalitatea. Această idee, exact. Și încerc să consum apă mai des decât îmi cere organismul. Încerc să nu ajung să-mi fie sete ca să beau apă. Cred că e o rețetă bună. Consumi apă? Eu, da, în jur de 3 litri pe zi. Pe zi. Ai timp?
Păi, înțeleg că stai într-un loc, pentru că dacă ești pe drumuri e un pic mai greu. Da, dar în general port o sticlă de apă cu mine peste tot, și în mașină, și în geantă. Și am paharul de apă pe birou. Atunci când merg la sală consum mai mult de 3 litri, cu siguranță, pentru că într-o oră beau un litru de apă numai la sală. Uh-huh. Și în zilele toride nu mai spun. Deci, da, consum apă. Consumi apă. Da. Apa voastră diferă de apa din comerț, apa tradițională, prin ce anume? Apa noastră este o apă alcalină. Și cred că ar trebui să explicăm un pic ce înseamnă alcalină. Alcalină este o apă care are un pH mai ridicat de 7 și de obicei de peste 8,5. Uh-huh. pH-ul este un indicator cu ajutorul căruia măsurăm aciditatea, respectiv alcalinitatea din soluții, și are o scară de 1 la 14, 7 fiind punctul neutru. Ce este sub 7 este o soluție acidă, ce este peste 7 este o soluție alcalină. Iar apa noastră are un pH de 9,4, deci ridicat. Este printre cele mai alcaline ape naturale, precizez acest lucru, din lume. Pentru că există pe piață și ape alcaline care devin alcaline în mod artificial. Ei bine, a noastră așa izvorăște din pământ. Și este un aspect foarte important cu alcalinitatea. Noi, în corpul nostru, avem o alcalinitate destul ușor spre ridicat. Spre exemplu, sângele are un pH de 7, între 7.35 și 7.45. Deci vorbim de un mediu alcalin. Ei bine, cu toate acestea, stilul de viață, alimentația poate prea bogată în proteine, cu alimente procesate, lipsa exercițiului fizic, stresul, toate acestea, de fapt, afectează sistemul nostru și mediul intern devine unul acid. Deci tot avem nevoie să neutralizăm organismul. Cumva, da. Organismul reușește să țină această balanță între acid și alcalin, dar în momentul în care îi dăm prea multe alimente procesate sau un stil de viață dezorganizat, nu mai reușește să țină pasul. Uh-huh. Exact. Și ca să întăresc acest lucru, doctorul Robert Young, care este microbiolog și nutriționist american, a studiat an la rândul aciditatea sângelui și a ajuns la concluzia, alături de alți specialiști din domeniu, că aciditatea corpului stă la baza bolilor moderne, să le numim așa, pentru că într-un mediu acid, absorbția vitaminelor și a mineralelor nu se mai realizează corect. Și atunci este foarte important să avem grijă la acest lucru. Ba mai mult, în 1931, dacă nu mă înșel, dr. Henrik Otto Warburg a primit premiul Nobel pentru descoperirea cauzei primare a cancerului. Și în teza dumnealui, la fel, menționează că un mediu acid, un mediu intern acid, ucide oxigenul din celule. Celula are nevoie de oxigen ca să poată să trăiască. Privând numai cu 35% din necesarul de oxigen de care are nevoie o celulă timp de 48 de ore, aceasta devine canceroasă. Uh-huh. Deci iată cât de important este să păstrăm... E o teorie întreagă în jurul apei. Și da, vine întrebarea firească, cum ajutăm organismul în momentul în care nu mai reușește să păstreze acest echilibru, pe care de altfel, în condiții normale și optime, e destul de inteligent să reușească să o facă. Uh-huh. Și aici intervine apa alcalină, care ajută la acest echilibru. Uh-huh. Dar și prea multă apă alcalină nu e bună. Când anume? Sunt teorii. Lucrurile n-au fost studiate atât de mult acest subiect încât să spunem... Cum reacționează oare organismul când îmi spune, băi, sunt în echilibru, nu mai da apă alcalină, că da, din câte am înțeles, în momentul în care vorbim de un organism sănătos, o persoană care face sport, care are grijă la alimentație și totuși consumă numai apă alcalină, am înțeles că ar distruge cumva aciditatea, acidul gastric, să zicem, ceea ce ar îngreuna digestia. Deci în felul acesta. Da. Uh-huh. Ar trebui totuși echilibru în toate, vorba aceasta, ar trebui păstrată și în ceea ce privește consumul de apă. Ar fi bine să consumăm apa după marketing, după eticheta pe care o vedem la raft sau după sfatul specialistului. Ar fi bine să consumăm apa după etichetă, dar nu după forma sticlei. Am înțeles. Da. Ar fi minunat dacă consumatorul ar înțelege să verifice eticheta în ceea ce privește caracteristicile apei.
Ne uităm la pH. Ne uităm la pH, ne uităm la rezidu sec. Rezidu sec înseamnă totalitatea mineralelor, a sedimentelor, a metalelor care sunt în apă. Cu cât este mai mic acest rezidu sec, cu atât sedimentele sunt mai puține. Dacă sunt multe, evident, corpul le asimilează și se depun. Deci sunt lucruri la care ar trebui să fim atenți și nu numai la marketing sau la o sticlă frumoasă. Da, și noi în ultima vreme... Deci pentru aspectul nostru, nu aspectul sticlei este foarte important. Nu aspectul sticlei este foarte important și am observat că nu ne uităm la eticheta sticlei de apă, pentru că ne gândim că este doar apă. Uh-huh. E bine, nu e doar apă. Și este foarte important să citim și să înțelegem ce bem. Uh-huh. Asta e foarte important. Compania pe care tu o reprezinți în această seară și la jobul tău de zi cu zi, da, este o companie care distribuie apa deja îmbuteliată sau? Noi îmbuteliem apa la sursă. Vreau să spun că este România. Apă... Exact, este apă românească. Izvorul apei este în Munții Apuseni, în Valea Săcuieului, pentru că acolo chiar cresc arbori de secoia. E bine, nici eu nu am știut până ce am ajuns aici, că și în România cresc acești arbori. Izvorul parcurge roci vulcanice, nisipuri, în fine, are un drum așa până ce izvorește, de unde și împrumută proprietățile speciale și puritatea și o îmbuteliem direct la sursă, fără a interveni asupra apei. Nu mai este nevoie de nimic altceva, pur și simplu o îmbuteliem. Cum arată stilul tău vestimentar de zi cu zi? Smart casual. Niciodată cu prea multe haine, ca orice femeie normală, să numesc așa, deși în ultima vreme am încercat să mai mă potolesc și să mă gândesc și la sustenabilitate și la ce producem planetei cu acest consumerism și la a mă face să înțeleg că îmi sunt suficiente hainele pe care le am sau să mă limitez. Cumpărai mai mult? Cumpăram mai mult și am început să mă potolesc cam de un an de zile, cam așa. Dar, da, având o viață și cu evenimente, trebuie să am și haine de eveniment, trebuie să am și haine de sală, trebuie să am și haine de birou, timpul liber, dar și de birou, da. Deci investim suficient în această direcție? Încă investim suficient în această direcție, da. Da. Și totuși ne ajută forma corpului pentru că se păstrează, ori în cazul în care s-ar transforma... Adevărul acesta este, da, că reușesc să port haine de mai vechi, de ceva. Din adolescență. Timp. Exact, din asta adolescență. Este foarte bine. Înțeleg așadar că la evenimentele la care participați vă și distrați, dar este și o bună modalitate de promovare a companiei. Da, încercăm să comunicăm cu consumatorul în cât mai multe medii, de aceea în ultima vreme am mers și la evenimente mondene, nu numai la evenimente sportive sau la conferințe de sănătate, pentru că tocmai încercăm să îl întâlnim în toate locurile. Nu suntem încă mulțumiți de ambalaj, că tot am vorbit mai devreme, nu e destul de cool să-l numim așa, dar lucrăm la acest lucru. Pe de altă parte, asta trebuie să înțeleagă și consumatorul, că nu este vorba numai de ambalaj. Și în spatele unui ambalaj perfect se poate ascunde apă care nu-i tocmai perfectă și invers. Într-un ambalaj care nu este wow, ascunde o apă foarte benefică. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Maria Nistorescu. Cu drag. Îți mulțumesc și eu. Dragii mei, aici se încheie întâlnirea noastră de Smart Life. Sunt Florin Stoian și vă dau întâlnire duminica viitoare la aceeași oră 20:30 aici la A7 TV. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să trăiți smart! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.